Caleidoscop sonor. Emisiunea care îți reflectă în culori, știri, articole, informații și evenimente din diverse domenii. Caleidoscop sonor. Emisiune realizată și prezentată de Cristi Simion și difuzată în fiecare seară de vineri la Radio Vox Online. Dacă te simți bine, nu te îngrijora. Ești pe Vox Online. Prinde de veste noutățile. Radio Vox Online. Ba. Aha. Viața e plină de restricții. Doar una singură o poți încălca. Ascultă Radio Vox Online. Ba. Ce sară, vezi copii pe afară, la vreun colț de stradă, vezi să vadă, să vadă, vin să le mai vadă, copilași năuci, cu uișor de cruci, umbre prin metro, ne apar din nou, dinspre anul nou, dinspre anul nou. Doamne, când o să mai mint copilași și prin părinți, Doamne, când o să mai țin ucigași și de copii și părinți. Și prin părinți, Doamne, când
Mesia, chip luminos, lăudați și cântați și vă bucurați. Mititel în fășățel, în scutec de bumbăcel, lăudați și cântați și vă bucurați. Vântul bate, nu-l răzbate, neaua ninge, nu-l atinge, lăudați și cântați și vă bucurați. Și de-acum până-n vecie, mila Domnului să fie, lăudați și cântați și vă bucurați. Lăudați și cântați și vă bucurați. Răsună înspre seară al clopotelor când, căci vine, vine iară Hristos pe acest pământ. Tânărul crai cu mult alai vine din cer, haine ruine. La oricare casă s-aud colindători, cântarea lor frumoasă răsună până-n zor. Tânărul crai cu mult alai vine din cer, haine ruine. Sculați copii de gravă și-aduceți-i prin os și faceți loc în casă copilului Hristos. Tânărul crai, cu mult alai, vine din cer, haile ruine. El vine-n lagă-n verde de înger al purtat, să spele lumea toată de rău și de păcat. Tânărul crai, cu mult alai, vine din cer, haine ruine. Sculați copii de gravă și-n calea lui cântați, cu cei buni este Domnul, sculați copii, sculați. Tânărul crai, cu mult alai, vine din cer, haine lui cerul argintul plin de stele. Trei crai de la tu de Hristos, Hristos au auzit tu, Corinde Mistoane, tu luceafă. Thank you.
Bun găsit, dragi prieteni! La microfon, Cristi Simion. Caleidoscop sonor, ultima ediție din acest an. Puneam tura trecută că astăzi vom avea intervenții. Cine vrea să intre este binevenit. Altfel, după o oră și jumătate, încheiem. Puteți intra să urați la mulți ani, să urați ce vreți, să criticați. Asta cu înjurăturile mai puțin nu e pe lista noastră. Haideți să începem propriu zis, câteva date informative așa. Pe YouTube avem peste 7600 de vizualizări, mi-a spus Aurel. A apărut numărul 151 din Impact, acolo am și eu, mi s-a luat un interviu, o să-l ascultăm. De data asta chiar o să ne dăm și noi mari cu lucrurile acestea. Altceva ce să vă mai spun, lucrurile de parcă merg pe făgașul lor normal. Țara este în doliu. Ionel vrea să vă comunice ceva. Te rog, Ionele. Da, bună seara și bun găsit tuturor ascultătorilor de Radio Vox Online. Așa cum spunea Cristi, țara e în doliu, astăzi a doua zi de doliu, mâine a treia zi și ultima, și în mormântarea celui care a fost Mihai I al României. Dragi prieteni, e motiv pentru care Radio Vox Online mâine nu va avea program, nu vom avea emisiuni, așadar mâine zi de doliu. Noi am făcut ceva, am făcut emisiune la adresa regalității din România, mai exact domnul Modesta Mariei, împreună cu domnul profesor Silviu Vanda de la Cluj, au făcut o emisiune pe această temă. Așadar, mâine nu avem program la Radio Vox Online. Duminică reluăm din nou programul. Urmăriți pagina de Facebook, Radio Vox Online, cu voi, pentru voi. Acolo afișăm programul și pe site-ul nostru www.vox-online.ro. La YouTube, așa cum spunea și Cristi Simion, avem peste 250 de minute de vizualizări. Adică asta a fost timpul efectiv care s-a consumat vizionând materialele puse de colegul Filip Aurel pe YouTube. Cristi? Da, printre altele, ați văzut, am început emisiunea cu o melodie ce ne aduce aminte de 16-22. Adevărul e că dacă n-ar fi fost acel moment în 89, noi practic nu aveam nici radio, nici libertate, nici nimic. A trebuit să treacă ani mulți și grei ca să putem să avem și acest lucru. Să împlinesc foarte mulți ani de la Revoluția din decembrie, și bune și rele. Noi nu comentăm, noi doar vedem ce se întâmplă în jurul nostru. Despre rege, regele Mihai, o figură istorică, a fost, iată, s-a stins în viață ultimul șef de stat care din al doilea război mondial. Era ultimul. Nimeni nu... Toți muriseră, toți șefii de stat din al doilea război mondial muriseră și a mai rămas singurul regele Mihai. Deci el a fost ultimul care s-a stins în viață. Ca să desfășurăm emisiunea bine, e bine întâi să-i scrieți lui Ionel că vreți să intrați și el vă va prelua. Hai să introducem primele materiale și după aia stăm la o șuietă, stăm de vorbă. Oh,
să trăiască cine ascultă. Sus la ceruri o înălțăm, jos la gazde o închinăm. Sus la ceruri o înălțăm, jos la gazde o închinăm. O închinăm cu veselie și cu mare bucurie, cam ajuns seara de ajun și a bătrânului Crăciun. Cam ajuns seara de ajun și a bătrânului Crăciun. Sus mai sus v-am înălța, ce-am știut noi v-am cânta. Rămâi om bun sănătos, ai fost gazdă lui Hristos. Un om de 10. Interviu cu Cristian Simion, realizat de Izabela Dumitra. În această rubrică pe care noi am dorit-o permanentă și pe care sperăm să reușim să facem cât mai interesantă, ne-am dorit să vă spunem poveștile unor oameni care, de-a lungul timpului, fie au realizat ceva pentru această comunitate a noastră, a nevăzătorilor, fie au contribuit, prin ceea ce au făcut ei, la îmbunătățirea imaginii pe care o au ceilalți despre noi. Dacă am să vă spun fete pe Cristi Simion, dumneavoastră o să știți, cei mai mulți dintre dumneavoastră, că este vorba despre un spațiu virtual prietenos în care noi am găsit, noi nevăzătorii, am găsit muzică, am găsit teatru și foarte multe lucruri interesante, foarte multe surprize pe care le-am descoperit acolo și pe care ne-ar fi fost foarte greu să ni le procurăm din altă parte, din mediul online. În această dimineață am plăcerea să-i spun bun venit în studioul nostru domnului Cristian Simion, care se află în spatele acestei mărci. Bine ați venit! Bun găsit dumneavoastră și ascultătorii revistei Impact. Mă bucur că sunt în studio revistei Impact. Și nu credeam că o să ajung vreodată pe aici, dar iată că s-a realizat și lucrul acesta. Și noi ne bucurăm că sunteți alături de noi. Înainte de a vorbi despre ceea ce faceți dumneavoastră, despre activitatea dumneavoastră, care trebuie să le spunem cititorilor noștri, este foarte complexă, v-am rugat să ne spuneți câte ceva despre dumneavoastră. În curând împlinesc 47 de ani. Mulți înainte. Nu am fost nevăzător, nu m-am născut nevăzător. La vârsta de 15 ani m-am lovit la ochi și am făcut o dezlipire de retină, dar și toate complicațiile, operații multe. Acum, actualmente, sunt zero ca și vedere. Am urmat o școală specială, școala de ambliop de la Ustului, școala de la Vatra Luminoasă, pericartonaj. Am muncit în cooperativa Munca, Vatra Luminoasă. Deci nu am studii superioare, tot ce am învățat așa, singur. Când v-a venit această idee de a-i ajuta pe nevăzători să acceseze mai ușor cultura, să zicem? Presupun că inițial despre asta a fost vorba. Cum a început această idee? De ce ați simțit nevoia să faceți acest lucru? Asta este o chestie mai de mult. Și când vedeam și ulterior, după ce n-am mai văzut, îmi plăcea foarte mult să citesc. Foarte mult. Și când am văzut, până la 14 ani, maxim 15 ani, am citit cărți negru, Mihail Sadoveanu, Liviu Rebreanu, deci cărți grele, dar foarte frumoase, scrieri de Tudor Aghezi, mult, foarte multe, Alexandrie, Hugo, deci foarte mult. Când am mai văzut, pentru mine a fost așa o disperare că ce mă fac eu. Dar am găsit profesori foarte buni în Vatra Luminoasă, regretatul domnul Drăghiță Achim. El m-a adus prima dată la asociație, el mi-a dat cărți pe bandă de magnetofon, aveam acasă un Maiac 203. Când am descoperit benzile, deja gata, s-a încheiat disperarea mea. Aproape că am citit tot ce se află în custodia Nerova. După aceea am ieșit la pensie prin 2001, timp foarte mult liber, am învățat calculator de unul singur, m-au ajutat ai mei. Sunt căsătorit, am soția care nu are nicio problemă de vedere, am doi copii, nu au nicio problemă de vedere. M-au ajutat ai mei, am învățat foarte, foarte mult ce înseamnă digital, ce înseamnă computer, ce înseamnă toate lucrurile acestea și am început să fiu acostat de cei de la Asociația Creștină Pro Lumina pentru a digitaliza cărți. Ei mi-au făcut un instructaj la început, după aceea am început să înregistrez. Domnul Ruba, văzând lucrurile acestea, în vremea aceea era președinte, domnul Ruba, și el mi-a oferit această șansă să fac cărți pentru Asociația Nevăzătorilor din România. Cam așa este pe scurt despre lucrul acesta, însă accesul la mediul online
mi s-a părut mult mai potrivit, pentru că cărțile sunt distribuite prin filială, pentru membrii filialei, ceea ce sunt de acord cu lucrul acesta, dar sunt și oameni care, nevăzători, care ori ajung foarte greu la filială, ori nu ajung deloc. Da, și doresc totuși să citească. Da, și atunci e bine să fie pentru toată lumea, sigur. Atunci m-am gândit că trebuie dezvoltat lucrul acesta. Am mai învățat puțin, că întotdeauna mai e loc de învățat, și am dezvoltat întâi un FTP la nivel foarte mic, cam 500 de giga. După aceea s-a mărit la 1 tera, 2 tera, actualmente sunt peste 10 tera de informații pe care nevăzătorii pot să o acceseze cu un user și o parolă. Lucrurile acestea fiind cunoscute și de către alții care n-au nici o treabă cu mediul acesta al nevăzătorilor, de exemplu, cei de la Institutul Patrimoniului Național din București mi-au oferit un contract de voluntariat pentru scanare de cărți. Deci am ajuns să scanez și cărți foarte multe, le-am recuperat foarte multe cărți și lor, ei au fost foarte mulțumiți de lucrurile care le-am prestat și bineînțeles că colaborarea cu ei urmează în continuare. Deci pe FTP-ul dumneavoastră există nu numai cărți audio, ci există și cărți în format text, pe care le putem, noi nevăzătorii, și probabil că și văzătorii, le putem descărca și le putem citi fie cu vocea sintetică, fie fără voce, cu telefon, uitându-ne pe monitor. Particularitatea aceasta la cărțile text este că nu se ține seama dacă ești nevăzător sau văzător. Aici toți pot citi aceeași carte. Exact. Dacă cineva îmi spune, care nu are nicio treabă cu mediul nevăzător, că uite, am citit cartea cu tare, o caut, văd despre ce e vorba și pot să discut în consecință. Pe lângă activitatea de digitalizare a cărților în format audio și pe lângă activitatea de scanare, cu ce alte lucruri vă mai ocupați? Deci, în principal, fac lucrurile acestea. Chiar și la ora actuală recuperez pentru Asociația Nevăzătorilor cărți de pe casete sau benzi. Încă mai am ceva benzi veniți de la nevăzători din țară și pe calea aceasta fac un apel pentru cei care mai au benzi sau casete și nu se regăsesc în biblioteca asociației să facă cumva să îmi parvină. Cum vă pot contacta? În primul rând, pot să las un număr de telefon, da. Deci nu este niciun fel de problemă, 0722-137-668 sau o adresă de e-mail cristisimona@gmail.com. Puneam că mai am și alte activități, de exemplu cei de la RVE, asta însemnând Radio Vocea Evangheliei, le recuperez benzile de studio. Care conțin ce anume? Care conțin emisiuni spirituale, Richard Von Brand, multă muzică, dar sunt benzi exclusiv de radio. Sunt pentru radio acesta, nu online, și FM. Acestea sunt proiecte pe care le desfășurați în afara asociației. Și activitatea cu ProLumina, la ce se referă? Deci activitatea cu ProLumina e... A început când? Cred că în 2000. Da, activitatea cu ProLumina, da, în 2000, atunci ei m-au contactat și mi-au propus lucrul acesta să ajut la digitalizare, după care am rămas foarte buni prieteni, am foarte mulți prieteni în toată țara și la ora actuală sunt cel puțin în București, liderul spiritual al nevăzătorilor creștini care vor să se roage împreună. Am înțeles. Și alte proiecte? Vorbiți-ne despre ce mai găsim pe FTP. Multe lucruri. Alte proiecte ar fi, urmăresc îndeoseb piesele de teatru. Chiar și aici la centru am actualizat banca de date cu piesele de teatru. Tot ce există în format digital avem și noi acum. Deci e una dintre cele mai mari bănci de date în afară de cea radio, care bineînțeles au cea mai mare bancă de date. Asociația Nevăzătorilor din România are această bancă de date și Pontes. Asta ocupă foarte mult timp, că trebuie să urmărești în special ce este, ce nu este, s-au înlocuit piesele care se aud mai prost, dar sper eu că s-a făcut cu succes lucrul acesta. Pe FTP-ul ANR-ului se găsește și cărțile format text foarte bine structurate și aranjate, pe litere, pe autori. Am de gând să mă ocup puțin și de partea audio, cărțile audio, dar acolo necesită timp și multă muncă, deci asta vorbesc de viitor, lucrul acesta. Cum să vă ocupați? Adică la în ce vă referiți? În sensul că primesc deseori reclamații, cartea cu tare nu se poate citi. Există una, de exemplu, se cheamă Spitalul Municipal, în capăt, autorul, nu se poate asculta. Sau Incognito de Eugen Barbu are porțiuni în care fie trebuie recitite, fie... Sunt înregistrări mai vechi și probabil că... Sunt după benzi audio, clar. Da.
iar benzile audio au avut de suferit când s-a făcut înregistrările, nu s-a uzat de niște magnetofoane profesionale. Bineînțeles că s-a lucrat pe ce a avut fiecare în dotare, pe Rostov, Soyuz, Caștan. Eu actualmente am acum un Revox și un Akai profesional. Deci ambele magnetofoane sunt profesionale. Până și castofonul este profesional. Și atunci și rezultatele sunt altele. Deci, cum reușiți să vă țineți în pas cu tehnica? Să vă cumpărați, să vă achiziționați tot ce este mai bun și mai nou pe piață? În special, cei care văd lucrările mele sunt cei care îmi dau altfel de aparaturi. De exemplu, un Revox. N-aș fi putut să-l iau. Este câteva mii de euro. Sau un Akai cu patru capete, autorevers, la fel. N-aș fi avut bani să iau așa ceva. Bugetul nu-mi permite. Da, tocmai. Și atunci? Și atunci sunt oameni care pur și simplu îmi dau lucrurile acestea. De exemplu, Revoxul am de la RV, de la Radio Vocea Evangheliei. Ei mi-au donat acest magnetofon. Cei din București. Și trebuie să le spunem cititorilor că dumneavoastră, atunci când primiți o donație sau o sponsorizare, vă grăbiți să împărțiți ceea ce aveți cu noi, cu asociația. Spuneți-le dumneavoastră cititorilor ce ne-ați adus astăzi. Astăzi am adus Numele Trandafirului de Umberto Eco, citită de Maria Enache, luată de pe Benz. Supra Sarcina de Arthur Haley este un proiect pe care l-am dezvoltat împreună cel care a citit Aurel Filip. Este un proiect care l-am dezvoltat cu un radio online. Și Prințesa și Goblinii este citit la radio SOS Ploiești și putem să difuzăm cartea aceasta, deci nu sunt probleme de copyright sau de drepturi de autor. Spuneați de proiect cu un radio online, cu un post de radio online. Dumneavoastră, pe lângă ceea ce preluați cărțile care au existat pe casetă sau pe bandă și le transformați, le digitalizați, mai desfășurați și proiecte cu voluntari care citesc pentru noi? Da. Este Aurel Filip, care a început această, și a terminat, a finalizat această carte Supra Sarcina, de Arthur Haley. A mai finalizat o carte Exploratorul, este din domeniul science fiction și acum citește Fundația, e o imensitate, vreo 10 volume are. Din câte am vorbit cu el de dimineață, volumul 1 îl terminase deja. Dar toate lucrurile acestea necesită timp, el citește, după aceea trebuie să treacă prin mâna mea să le corectez. Ce înseamnă să le corectați? La ce vă referiți? Mă refer în momentul când citește, fie ori tușește, ori nu spune un cuvânt corect și după aia reia fraza și atunci eu trebuie să tau lucrul acesta, să fie o ascultare fluentă sau o citire fluentă, să nu fie inexact. Și ocupă mult timp această activitate de corectare a unei cărți? Este presupun... Vă dau un exemplu. Am avut la Supra Sarcina, m-a luat cam 3 săptămâni să o corectez. Este o carte de peste 1 giga și ceva, are undeva la 19 ore. Un fișier, de exemplu, de 20 de minute îmi ia mai mult decât dublu cât a citit acolo. Trebuie să fiu foarte, foarte atent. Mi-a mai scăpat unele lucruri, mi-au fost semnalate și l-am eliminat. Țineți foarte mult la calitatea fișierelor pe care le puneți pe FTP. Așa am sloganul. Mai bine calitate decât cantitate. Decât mult și prost, mai bine puțin, dar bun. O întrebare. Vorbeați mai devreme, spuneați că pentru această carte avem drept de difuzare, spuneați dumneavoastră. Cum procedați? Cum v-ați adaptat la legislație, la tot ce înseamnă drept de autor ca să nu aveți probleme? Cum ați învățat aceste lucruri? Da, sunt cărți citite la radio care ei au dreptul să le citească. Mă rog, au anumite convenții cu editurile, dar sunt și radiouri care mă cunosc și îmi dau cărțile spre difuzoare pentru că știe această dorință, nu numai a mea, și a întregilor lumea nevăzătorilor de a citi carte, pentru că pentru nevăzători este greu, lucrurile s-au restrâns foarte, foarte mult, mobilitatea și celelalte lucruri, adică de a socializa, de a merge afară și atunci nevăzătorul... Lectura este unul dintre puținele... hobby-uri, să zicem, care le sunt accesibile. Exista foarte mult material înregistrat și material de bună calitate pe discuri, material pe care oamenii îl ascultau pe pick-up. V-ați gândit să recuperați și așa ceva? Sigur că recuperez și lucrurile acestea. Multe din piesele de teatru le-am recuperat de acolo. Din momentele vesele mi-am luat un pick-up mai performant pentru a-l băga în calculator, e pe USB. Nu fac formate MP3, fac formatele WAV, sunt cele mai de calitate, se pot prelucra cel mai bine pe ele. Am, fără să exagerez, cred că mai mult de 2500 de discuri vinil. Am fost nevoit să-mi fac o bibliotecă specială pentru ele.
Și pe care le-ați primit sau le-ați păstrat dumneavoastră sau de unde atât de multe discuri? Multe le-am primit, am mai și cumpărare cu noi lucrul acesta, că asta e o pasiune și... Dar foarte multe le-am primit din țară și dacă nevăzătorii mai au de dat lucrurile acestea, dacă îi îndeamnă inima și îi lasă să dea lucrurile acestea, eu sunt pe fază. Trebuie să vă pun o întrebare, pentru că dumneavoastră citiți foarte mult și ați citit de-a lungul vieții foarte mult. Voce sintetică sau voce umană pentru cărți? Nu înțeles, când am orbit eu și în anii 90 până în 2001-2002, nu știam ceea ce a voce sintetică sau nu. Când am vorbit, erau cărțile pe beni, foarte multe. Asociația, cel puțin în vremea comunismului, tot respectul pentru oamenii care și-au adus acest aport ca nevăzătorii să nu rămână în întuneric. Din punct de vedere spiritual, da. Fără discuție, peste 1000 de titluri, ceea ce înseamnă foarte, foarte mult. Mii de ore de înregistrare, beni foarte multe, spațiu de depozitare, deci o muncă uriașă. Deci peste 1000 de titluri s-au citit... în cadrul asociației. Deci multe le-am citit cu voce umană. Cu vocea sintetică, într-adevăr, este mult mai ușor acum să citesc, numai prin faptul că le înregistreze de pe casete sau band, trebuie să am răbdare să le ascult, să văd cum stă treaba cu ele, dar este mai ușor să citesc cu vocea sintetică. Am plecat undeva cu un Jaws 3.7, pe un Windows 98, second edition se chema el, un Jaws 3.7 în italiană, cam așa am plecat. Da. Și presupun că sunteți la fel de obișnuit cu toate sintezele vocale. Ca să spun, am o preferință, așa. Așa, vă rog, nu e nicio problemă. O preferință de suflet, nu că n-aș putea fi obișnuit cu toate, este cel pe care cei de la Fundația Călătoare l-au făcut, prin domnul Mircea Bucur, Windtalker. Și eu am o preferință pentru Windtalker. Din păcate însă nu mai funcționează pe noul Windows. A trebuit să renunț la el. Dar mărturisesc că, sincer, că și mie îmi place. Funcționează, însă trebuie anumite setări pe care eu nu știu să le fac. Și atunci am renunțat. Mărturisesc că și mie îmi plăcea foarte mult Windtalker-ul. Cel mai mult. E adevărat că este sinteza vocală pe care am folosit-o cel mai mult timp. Apropo de asta, mi-am amintit să vă întreb ceva. Acolo pe FTP-ul dumneavoastră am văzut cărți citite cu sinteză vocală pe care le-ați primit de la cineva, pentru că oamenii aceia și-au spus numele, cei care le-au prelucrat. Despre ce este vorba? Sunt câteva făcute de mine experimental, dar există un domn în Iași, Marcel Ursu, care face lucrurile acestea și cea mai căutată carte este Acasă, de scriitoarea Luminița Aldea, dacă am pronunțat corect. Da. Însă el a și vorbit cu scriitoarea, înainte ea a fost indignată, dar omul i-a spus despre ce este vorba, i-a zis, acum am făcut-o, ce să-mi faceți, acum faceți sincere. Și scriitoarea până la urmă a înțeles despre ce este vorba, a fost foarte încântată și a zis că următoarele scrieri pe care o să le aibă, cu siguranță ni le va da și nouă să le facem în format audio pentru nevăzători. Și dumneavoastră aveți o colaborare cu domnul Ursu? Pentru că am văzut cărțile dumnealui, le-am văzut pe FTP. Da. Sunt făcute cu sinteză vocală și sunt făcute cu niște efecte sonore pe care... Da. El care trebuie, mult. Mă întreabă, trebuie să recunosc, pe mine m-au șocat un pic. Da, presupun că trebuie doar să te obișnuiești. Cât timp din zi sau din noapte le dedicați acestor activități de prelucrare a sunetului și de realizare de cărți? Da, nu cred că am baraj de timp. Sincer, o spun, nu cred. Deci am zile când muncesc de la 10 ore în sus... Am zile când opresc turațiile și nu fac nimic. Și vă odihniți. Da. Dar, în general, fie fac una, fie fac alta. Cred că nu există gen care să nu fac ceva acolo. Mai împătrez. Referitor la activitatea noastră, care este cea mai mare satisfacție pe care ați obținut-o din aceste activități pe care le desfășurați de, după câte ne-ați spus, de 12-13 ani? Satisfacția mare este că dacă eu mă bucur de ele... Sigur, și ceilalți care sunt în situația mea se bucură de aceeași carte, de aceeași muzică, de aceeași piesă de teatru. Dacă eu personal mă bucur, cu siguranță că mii de nevăzători se bucură și la fel ca și mine. Și când vă întâlniți cu nevăzători sau când socializați prin mediul online, ce vă spun oamenii? În primul rând îmi mulțumesc, foarte mult îmi mulțumesc și după aceea sugestii. Primiți sugestii, nu? Fără discuție. Și reclamații. Fără discuție. Sunt binevenite pentru că asta face ca lucrurile să funcționeze. Aveți și o adresă de Facebook sau nu vă place? Am adresă de Facebook, nu este o problemă, însă
am ajuns la o concluzie. Sunt înregistrat pe grupurile de nevăzători, cele mari, comunitățile acestea de nevăzători, și dacă încep să dau drumul la fiecare cerere de prietenie în parte, o să ajung să am mii de oameni. Mii de prieteni. Așa, și dacă nu răspund din greșeală la unul sau doi, atunci o să considere că sunt cu nasul pe sus, că sunt vanitos. Și atunci, de multe ori le spun din start, am lucrurile acestea, dar nu fac pentru că, decât să neglijez 2-3 sau... Da, este mai bine să nu răspundeți, dar... pentru că automat nu le veți putea răspunde tuturor. Dar toți, exact. Sigur. Și se creează probleme. Oamenii pot deveni susceptibili, deși e clar că dacă îți scriu foarte mulți, nu ai cum fizic să stai să le răspunzi. Înseamnă să-ți petrești timpul făcând doar asta, doar răspunzând... pe solicită sunt, de pe Facebook. Sunt atent la ce se întâmplă în comunitatea de nevăzători pe Facebook, dar... Încerca să adică vă țin... nu-mi plac polemici. Încerca să vă țineți departe de asemenea discuții. Nu, cred că scopul meu nu este să stau eu să dau indicații sau scopul meu este să fac ceva pentru lumea nevăzătorilor. În încheiere v-am ruga să transmiteți un mesaj din partea dumneavoastră pentru cititorii, pentru ascultătorii revistei noastre. Mi-este greu să transmit un mesaj mai simplu, scurt și concentrat. Însă un singur lucru le doresc la toți nevăzătorii, pentru că vin sărbătorile cele mai fericite împreună cu familia și să ne bucurăm împreună de toate lucrurile care sunt în jurul nostru. Pentru că dacă noi nu ne facem viața mai frumoasă și mai bună, nimeni nu face asta pentru noi, sigur. Vă mulțumim încă o dată pentru că ați răspuns la invitația noastră și vă urăm mult succes. Să vă îmbogățiți activitatea de pe server și noi să găsim acolo lucruri interesante de care să ne bucurăm. Vă mulțumim încă o dată pentru vizita noastră în studioul nostru. Mulțumesc și eu. La revedere! Dacă ninge cumplit peste întregul cuprins, este semn de belșug pentru fie ce ins, dar și semn de înflorit în grădini îngerești, și că sunt devenit dinspre cer niște vești, și prin oameni e zbor, și e fapt ireal. Dumnezeu va veni de Crăciun în Ardeal, și prin oameni e zbor, și e fapt ireal. Dumnezeu va veni de Crăciun în Ardeal. Este vestea de har că în ieslea de jos Fiul al Sfântului Duh ni se naște Hristos. Răsărire de magi și păgânii se tem, și pământul întreg e un enorm Betlem, și prin oameni e zbor, și e fapt real. Dumnezeu va veni de Crăciun în Ardeal, și prin oameni e zbor, și e fapt real. Dumnezeu va veni de Crăciun în Ardeal. Oamenii e zbor, și e fapt ireal. Dumnezeu va veni de Crăciun în Ardeal, și prin oameni e zbor, și e fapt ireal. Dumnezeu va veni de Crăciun în Ardeal.
revenit în direct. Îi spunem bună seara lui Carolina. Bună seara, bună seara și vouă, bună seara tuturor ascultătorilor, bună seara și colegilor mei, Cristi, Simion și Ionel Pop. Și vreau să urez cu acest prilej tuturor ascultătorilor un sincer și călduros la mulți ani, sărbători fericite, un Crăciun binecuvântat, un an nou binecuvântat, bine că de anul nou o să ne reîntâlnim în seara de Revelion, sigur că da, v-am pregătit, nu vă dezvăluim așa prea multe, pentru că vrem să fie o surpriză, dar vă promitem un spectacol de pomină, o petrecere de pomină noaptea dintre ani, așa că vă rog și eu personal și noi, colectivul Radio Vox Online, rugăm toți ascultătorii să fie prezenți în da, să stați cu urechile pe noi și mai ales în noaptea dintre ani, pentru că v-am pregătit o surpriză. Așa că stați cu urechile pe noi și vă invităm, dacă vreți, să intrați în direct aici. Hai că eu i-am luat locul colegului meu, Cristi Simion. Vă invităm să intrați, să vă exprimați o urare, o părere, o critică constructivă, de ce nu? Bun. Ce pot să zic eu? Radiocop Sonor a pornit așa, într-o doară, iată că avem câteva luni de existență. Acum a avut de toate în el, a avut Sara și Piperul. Sper că a fost una din emisiunile antrenante de la Vox și una din emisiunile cele mai ascultate. Cred că e fanionul Vox-ului, Caleidoscop Sonor. Bineînțeles. Și înțeleg că va urma o retrospectivă. Da, asta vreau să spun, dar înainte de asta vreau să spun că o contribuție foarte mare și-a adus-o și Aurel, citind foarte multe materiale. De fapt, el a citit în avans cu mult materiale pentru genul acesta de emisiuni, de toate pentru toți. Pe această cale vreau să-i mulțumesc și eu în numele colegilor de la Radio Vox Online, să-i mulțumesc și eu, pentru că e de muncă să citești. Nu e... Da, nu numai că e de muncă, dar a avut și acel proiect cu Suprasarcina de Arthur Hailey, o carte de succes. Deci, indiferent de dacă ne place sau nu ne place, sau animozități sau asta, cartea aceasta va rămâne în patrimoniul nevăzătorilor ca una din cărțile foarte bune și iată, îi se datorează lui Aurel. Acum corectez eu, am mai amintit lucrul acesta la încă o carte citită de Exploratorul, o carte science fiction. De fapt, mie îmi plac genul acesta de cărți, nu știu cât va plăcea ascultătorilor, dar în mod normal ar trebui să prindă și genul acesta de carte, pentru că nevăzătorilor ne plac lucrurile acestea care ne incită, computerele, telefoanele astea inteligente și asta, și iar cărțile de genul science fiction sunt cam în același domeniu, cu calculatoare, cu fel și fel de gadgeturi, de lucruri de genul ăsta, și plus că ne descrie o lume pe care oamenii nu prea au atins-o, în sensul că foarte greu ies din spațiul acesta terestru, foarte greu au ajuns pe lună, foarte greu au ajuns să ajung să se învârte în jurul pământului, în afara suprafeței lui, și așa că ne descrie o lume de genul acesta, cu planete, cu nave spațiale, cu... dar și o carte care are și foarte multă acțiune. Bine, noi mai avem colegi care citesc. Mai avem pe Mihai Alexandru din Belgia. Da, nu, asta vreau să spun. Nu, înainte de a spune și de Mihai, vreau să spun că Aurel acum lucrează la
mamutul acela, fundația de Isaac Arhimov, mare, mare lucru că face faptul aceasta, pentru că conține foarte multe cărți. Sunt vreo 7 scrise de Arhimov și vreo 4 de alți autori care a continuat lucrarea lui Arhimov. Un fel de antologie, așa, un fel de... O antologie foarte mare. Uh-huh. Este supranumit Isaac Arhimov părintele science fictional. Și interesantă. De fapt, eu am citit, cam am citit cărțile lui Arhimov și sunt foarte, foarte frumoase. Noi concepții, mă rog, o lume pe care el a inventat-o, o lume pe care posibil într-un viitor mai îndepărtat chiar să fie așa. Acum noi nu știm. Dar fascinantă lumea aceasta și iată că Aurel face lucrul acesta și să aibă sănătate, să-i permită și timpul să facă lucrul acesta până la cap. O lucrare mare și frumoasă rămâne după urma lui. Și într-adevăr, așa cum ai amintit, și Mihai Alexandru, colegul nostru, citește foarte frumos. Citește foarte frumos. A avut acea carte eseu despre orbire. Da, bine, părerile acum sunt împărțite, dar dincolo de conținutul cărții, vreau să remarc faptul că citește la fel de bine ca un om care vede. Da, da, da. Nu, ideea de... este că eu chiar am citit cartea. Da, da. Am dat-o la centru, la asociație. Asociația chiar a distribuit-o acum în ultimul loc de cu discurile care le fac ei MP3. Este o despre... Și eu am ascultat-o pe Vox. Da, interesantă cartea. Nu pot să spun că m-a dat pe spate, dar nici una din cărțile amorse nu cred că este. Este o carte interesantă, după părerea mea. Și acum Mihai are un set de povestiri polițiste. Mm-hmm, l-am numărat eu că au ajuns pe la mine. Sunt 7 povestiri polițiste, deci, da, într-adevăr, se pare că îi place genul acesta. Vreau să-i transmit pe această ocazie felicitările mele, pentru că citește la fel ca un om văzător. Asta am vrut să transmit, să-i transmit. Da, e bine că face lucrul acesta. Ce să zic, eu mă aștept să ia din nou o carte mai mare așa și mai frumoasă. Da. A fost eseu despre orbire, că cu siguranță am să o ascult. Deci am încărțile MP3, în afară de faptul că fabric eu destul de multe. Cred că în afară de astea care le fabric, singurele cărți care le-am citit sunt cele de la Aurel și cele de la Mihai. Adică făcute de alții. În rest, nu mai citesc. Da, văd că noi colegii ne-am cam împărțit așa pe domenii. Tu cu science fiction-ul, Aurel cu cărțile și cu articolele, cu o parte, cu un gen de articole. Nu, science fiction-ul Aurel le are, nu eu. Așa? Eu doar fac colecția. Așa, Mihai Aurel Alexandru cu polițistele, colegul nostru Mihai Alexandru cu polițistele, eu cu naturistele și cu mondenul. Da, fiecare... Ne-am cam împărțit așa pe domenii. Bun, fiecare la ce-i place mai mult, că așa da, este normal. Da, așa este, trebuie da. Să faci ceva ce-ți place, nu ceva ce nu-ți place. Așa este, sigur că da, sigur. Bun, păi haide să mai ascultăm... Avem 2 melodii, din câte mi-aduc eu aminte, 2 colinde cu Ștefan Crușcă. Nu cele pe care le știți în mod normal după luate după un disc vinil din 77-78, ca să vezi că pe vremea aia Crușcă mai strecura colinde. Da. Era destul de greu pe vremea comunismului să strecori colinde pe un disc vinil, un disc făcut la electrocord. De fapt și primele piese care le-ați auzit tot după discurile vinil sunt înregistrările, le-am făcut eu și de-aia știu despre ce este vorba. Așa că hai să ascultăm. Cristi, înainte de a asculta ceea ce ai propus Adinaurie, trebuie să fac eu o completare, dacă se permite. Păi normal că Hrușcă a reușit să scape, să introducă niște colinde în anii 70-80
pentru că el, când se întorcea de la Maramu, venea cu damigenele cu horincă și mai dădea acolo o sticlă, două de horincă la cei care se ocupau cu cenzura, cu verificatul și uite așa, n-au mai scăpat și oarece colinde în vremea aia, că mulți se gândesc și întreabă acum. Da, adevărat e că în vremea comunistă se scap colinde, că o chestie, că electrecordul vorbim de nivel național, știi? Și se împrăște la oameni era mare lucru. Sigur, comunismul da, avea, era în conflict cu, așa, cu, acum, cu doctrina despre Dumnezeu, știi? Da, da. Acum să duc o completare la ce ați spus și voi. Sigur, Mihai Alexandru a avut și el o contribuție cu, mă rog, romanele citite, cărțile citite până acum. Voi le-ați amintit. Suntem la cărțile astea polițiste, începând din săptămâna asta, am difuzat deja, astăzi a fost cea de cincea povestioară polițistă, restul săptămâna viitoare în cadrul aceleași emisiuni, adică ghid informativ, mai avem două nuvele polițiste de Mihai Alexandru, care ne-a amenințat el așa într-un mod plăcut, că va urma și ceva mai amplu pentru anul mai consistent, da, pentru anul viitor. Așadar, putem să ne lăudăm că avem și producție proprie. E, da, poate hai să completezi ceva vis-a-vis de interviu respectiv sau să lămurești într-un câtva proprie de încheiere, că văd că oamenii nu prea se înghesuie să intre, ascultătorii noștri. Așa că nu o să le răpim prea mult timp. Bun, atunci dacă nu mai nimic de spus, trecem la ceea ce ai anunțat, da? Sigur.
Am venit aici la voi, am venit aici la voi. Cum e datina la noi, cum e datina la noi. Sculați gazde, nu dormiți, vremea e să vă treziți. Sculați gazde, nu dormiți, vremea e să vă treziți. Casa să vi-o aranjați, flori de măr. Masa să vi-o încărcați, flori de măr. Casa să vi-o aranjați, flori de măr. Masa să vi-o încărcați, flori de măr. Noi umblăm acolinda pe la casa altuia. Noi umblăm acolinda pe la casa altuia. Să trăiți, să întineriți, flori de măr. În mulți ani să îmbătrâniți, flori de măr. Să trăiți, să întineriți, flori de măr. În mulți ani să îmbătrâniți, flori de măr. Și la anul om veni, numai dacă ni-ți pofti. Și la anul om veni, numai dacă ni-ți pofti. Și mai multe vom ura, flori de măr. Un cocuț dacă ni-ți da, flori de măr. Și mai multe vom ura, flori de măr. Un cocuț dacă ni-ți da, flori de măr. Și colinda nu-i mai multă, și colinda nu-i mai multă. Să trăiască cine ascultă, să trăiască cine ascultă. Și colinda-i atâta, și colinda-i atâta. Cine ascultă să trăia, cine ascultă să trăia. Revenit, spuneam că nu o să stăm foarte, foarte mult, în jur de o oră, oră și ceva. Știm că ascultătorii sunt acolo, deși nu se înghesuie să intre în direct. Oricum, le urez sărbători fericite. Vreau să spun că să petreacă exact așa cum își doresc în inima lor. Cu întreaga familie, cu cei dragi, cu prietenii. Să fie bucuroși. Să avem parte de un an mai bun, pentru că este ultima emisiune în care apar în direct la Vox. Vă spun că mi-a făcut plăcere să fac genul acesta de emisiune până acum. O să fac și în continuare după sărbători. Și să auzim de bine. Hai să vedem, Carolina, ce are de spus. Păi, la fel. Sărbători fericite, un Crăciun fericit și liniștit, în primul rând, la tulburările care sunt acum, tulburările sociale, spirituale. Eu nu pot să vă doresc decât un Crăciun liniștit și un an nou liniștit. Anul care vine să vină, sper eu, cu bucurie, cu sănătate, cu tot ce este mai bun. Cu tot ce este mai bun, am zis. Noi ne întâlnim, cu mine, v-am mai spus, vă veți reîntâlni în noaptea dintre ani.
Iar așa, zi de zi la Radio Vox Online, voi reveni atunci când Radio Vox Online, când noi toți colegii de la Radio Vox Online vom reveni din vacanță, pe cât? Pe 1, pe 2, pe 3, pe... nu știu. Anunțăm, deci o să vă anunțăm, dragi ascultători, când o să revenim din vacanță. Până una alta, eu vă doresc sărbători liniștite, cu pace, cu sănătate și cu bucurie. Bun, păi ce mai avem? Mai avem vreo două melodii, un colin și încă o melodie care ne aduce aminte de decembrie 89. Nu uitați că imediat după încheierea Caleidoscopului și final de an la Caleidoscop, cel puțin, aveți cartea preferată pe Voc difuzată, ultimele capitole din Agatha Christie, Crăciunul lui Poirot. Într-adevăr, o carte excepțională, făcută de cei de la Fundația Cartea Călătoare, unde domnul Mircea Bucuri este promotorul fundației. Deci, sărbători fericite, oameni buni! Două vorbe să spun și eu. Mulțumesc și eu ascultătorilor de Radio Vox Online și în special celor care ascultă în fiecare vineri emisiunea Caleidoscop Sonor. Cu această emisiune, sigur, se vor întâlni în luna ianuarie. O să facem noi cunoscut cu ceva timp înainte. Radio Vox Online nu își încetează emisia. O să facem anunțul pe pagina de Facebook, așa cum vă spuneam ceva mai devreme, și pe site-ul nostru. Acolo afișăm programul în fiecare zi. Ne vom axa acum mai mult pe emisiuni redifuzate, dar avem și emisiuni în prima audiție și o să vedeți voi când veți citi programul zilelor care vă interesează și orele la care se difuzează emisiunile. Un lucru avem, ne vom baza acum și pe multe documentare, așadar aveți ce asculta, nu dăm bir cu fugiții. Și așa cum vă spunea și Carolina mai ceva mai devreme, muncim cu spor la să scoatem un revelion cât mai bun. Așadar, eu zic că seara dintre ani, mă rog, noaptea dintre ani, începând cu ora 21 și până în jurul orei 6, poate chiar după 6 întâi dimineața, aveți ce asculta. Ne-a scris și Cezar Vieru, colaborator, coleg de-al nostru, ne-a scris și mulțumim tare mult pentru faptul că ne-a scris și că ne ascultă. Eu aș fi vrut să-l aud în direct, astăzi nu ne-a sunat, poate o face cu altă dată, îi dorim și lui sărbători fericite. Ca vouă, de altfel, tuturor, cu mine vă veți auzi și duminică și luni și până în seara de Revelion. Programul, adică, mă rog, programele, emisiunile, mai mult ca sigur că pe data de 4 sau 5 vom începe din nou emisiunile la Radio Vox Online. Bun, am vorbit destul de mult, vă las să ascultați ceea ce va anunța și ceea ce v-a pregătit Cristi Simion pentru încheierea acestei ultime emisiuni de Caleidoscop pe 2017.
Caleidoscop sonor. Emisiunea care îți reflectă în culori știri, articole, informații și evenimente din diverse domenii. Caleidoscop sonor. Emisiune realizată și prezentată de Cristi Simion și difuzată în fiecare seară de vineri la Radio Vox Online. Dacă te simți bine, nu te îngrijora. Ești pe Vox Online.